În Republica Moldova, numărul donatorilor de sânge s-a redus cu aproape 20% în ultimele două luni. În schimb, a crescut numărul pacienților care au nevoie de sânge. Pentru a suplimenta stocurile de produse sanguine, Centrul Național de Transfuzie a lansat campania de donare de sânge în mai multe instituții medicale. Lucrătorii medicali de la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga s-au mobilizat în număr mare dis de dimineață. Fiecare donare de sânge, cred și sper că tot contribuie la sănătatea altei persoane. Sper că salveze o viață, fiindcă asta nu numai meserie, dar și datoria noastră. Este a cincea oară, începând de la 18 ani, aproape în fiecare an. Cum am ocazia, sunt bine dispusă să donez. Se întâmplă o situație când nu este suficient sânge, când avem nevoie, sigur că noi primii trebuie să fim un prim ajutor. Pentru prima dată la o astfel de procedură. Este foarte important că atunci când acordăm asistența medicală să avem tot de ce avem nevoie. Potrivit Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, cel mai mare consumator de produse sanguine este Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. La această instituție medicală, campania va dura două zile. Am considerat să ne mobilizăm toți în aceste zile. Toți colegii noștri înțeleg cât de important este acest proces, cât de mare este necesitatea în produse sanguine. Temeiul pentru inițiarea acestei campanii anume a fost cauza de epuizare a acestor stocuri curente, care de fapt a fost invocată de acea perioadă estivală și de concedii. Deci ne propunem să atingem un număr de cel puțin 600 de donări. Campania de donare de sânge va dura până pe 27 septembrie la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui.